Întârziatul ordin de derogare este benefic pentru calmarea simptomelor, însă prin intermediul acestui ordin nu se pun în aplicare principiile menționate în directiva europeană. În plus, în raportul Curții de Conturi Europene cu privire la eficiența programelor de protecție a mediului, chiar dacă unele proiecte finanțate au obținut rezultate pozitive, acestea nu și-au atins scopul. În opinia lui Borboi Ciobo, și la nivel european s-a conștientizat faptul că este nevoie de o mai mare transparență a activității acestor asociații de protecție a mediului și animalelor. Din păcate, în demersurile de protecție a mediului, de multe ori se omite scopul real, în numeroase cazuri organizațiile obținând finanțări substanțiale pe care le folosesc doar în folosul lor propriu. Nu întotdeauna iese la iveală modul în care aceste fonduri sunt folosite în vederea protecției mediului înconjurător, a afirmat Borboi Ciobo. În ceea ce privește sistemele de plăți legate de zonele Natura 2000, acestea diferă foarte mult de la un stat membru la altul. Sistemul în vigoare în România este încă un caz special, în măsura în care, în ciuda faptului că aici locuiesc cele mai mari populații de carnivore mari, s-a decis în cadrul punerii în aplicare a politicii agricole comune să se renunțe la introducerea unor astfel de plăți, iar în acest sens este nevoie de luarea de măsuri, începând cu actuala perioadă de guvernare. Președintele Consiliului Județean consideră că este regretabil faptul că în vreme ce la București există o dispută cu privire la cota de intervenție între reprezentanții Ministerului de Resort și a organizațiilor de protecție a mediului, în județul Harghita oamenii sunt victime din pricina acestei incompetențe. La ședința Comisiei ENVE a participat și Chuck Laszlo, expertul delegat al COR, el considerând rezultatele întrunirii ca fiind pozitive, menționând că președintele Consiliului Județean Harghita a avut o abordare unică, reușind să atragă atenția reprezentanților din zonele în care nu trăiesc mari carnivore și mai ales asupra faptului că creșterea exponențială populațiilor reprezintă un pericol real asupra oamenilor.